În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu am să vă obosesc prea mult, dar am să mă legitimez prin a vă ruga să nu vă împingeți, că este aghiazmă mare, există și apă, sunt și slujitori și dacă este nevoie, repetăm slujba de 4 ori până ia toată lumea. Deci nu trebuie să vă împingeți, să vă tulburați, să vă enervați. Ne aflăm la momentul cel mai important care încheie sărbătorile de iarnă, numit botezul Domnului sau tradițional boboteaza, în care vedem 3 lucruri minunate. Ați văzut, s-a vorbit de apa sfințită, s-a vorbit de deschiderea cerurilor, s-a vorbit de Fiul lui Dumnezeu în chip de rob în apele Iordanului, dar să ne gândim la lucru cel mai important. Este pentru prima dată când la această sărbătoare vedem nu 50-imea apostolilor, ci 50-imea apei. Și coborând Duhul tău cel Sfânt, sfințește apa aceasta. Numai că Duhul Sfânt nu vine în chip de foc, cum vine peste apostol, ci vine în chip de porumbel, arătând simbolul blândeții, a dragostei, a smereniei și a bunătății lui Dumnezeu și dragostea cu care se coboară către lume. Ca un miel spre junghiere s-a adus, ca oaie ce o tunde nu și-a deschis gura sa. S-a bătut pe cruce în cuie și a spus, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Deci aceasta e blândețea pe care o trimite Duhul Sfânt și arată ce bunătate are Fiul. Mai mult decât atât, al doilea tablou minunat, pe lângă cerurile deschise, vedem ce? Comprimarea dintre cer și pământ. Strigați dumneavoastră de aici până la casa de colo sau până dincolo de biserică și o să vedeți că niciodată nu se aude clar. Dar închipuiți-vă că vorbește Tatăl din cer și aud oamenii pe pământ. Aude Ioan Botezătorul, aude poporul de la Iordan, aude Fiul din ape care tace și primește glasul Tatălui cu mare smerenie și ne arată un lucru extraordinar. Toată întreaga Sfântă Treime este la Iordan. Deci Tatăl, deși stătea pe scaun, celălalt ce-i necuprins, era și deasupra Fiului cu Duhul să-L vegheze în această lucrare de sfințirea apelor. Deci când Tatăl vorbește din cer, comprimă cuvântul și vine deasupra oamenilor. Deci ceea ce înțelegem că Ioan Botezătorul ne-a spus cu câteva zile înainte când boteza la Vitavara. Împărăția lui Dumnezeu a venit la voi. Deci întâi a venit Fiul să pregătească terenul, să cânte îngerii, să cânte oamenii, să cânte păstorii, să se bucure lumea, să cânte steaua, să arate locul, să vină magii. Apoi vine Duhul Sfânt și sfințește firea apelor. Și nu întâmplător, ci cu scopul de a sfinți toată natura, tot ce trăiește și se hrănește pe această planetă a Pământului, se hrănește din apă. Și atunci Dumnezeu, sfințind firea apelor, a sfințit fiecare fir de hrană, fiecare pasăre, fiecare vețuitoare, fiecare nor care trece și plouă, fiecare frunză și iarbă. De câte ori vedem ploile îmbelșugate peste fața pământului, vedem bucuria lui Dumnezeu și bucuria Duhului Sfânt care dă viață pământului, dar într-un mod necunoscut nouă. Ce spun oamenii? Dacă nu mai plouă mult, să usucă tot. Ei, dacă nu vine Duhul Sfânt să ne cerceteze, noi pierim. Ei, același lucru se întâmplă și aici la Iordan. Duhul Sfânt vine și dă viață pustiului Iordanului, de aceea de 2000 de ani noi mergem la Ierusalim și vizităm locul botezului și ne băgăm în apa Iordanului și o luăm și o bem și o gustăm și nu ne temem de ea. Toate acele ce s-au citit cu Iordanul s-a întors înapoi, cu Iordanul s-a înspăimântat, cu munții au săltat ca berbecii, dealurile ca meii oilor, sunt semnele că natura și-a cunoscut pe cel ce-a zidit-o. Stai mă, asta ne-a făcut cândva pe noi. El a poruncit și noi am apărut și ne-am zidit. Și atunci ele de fapt nu tresar, se închină. Au viață în ele. Și ultimul, cel mai înalt lucru, sonorizarea aceasta pe care noi o facem prin baterie și prin difuzor, Tatăl o face prin puterea Duhului Sfânt și dacă noi mergem cu racheta până la prima stea,
ani lumină și alergăm între două stele până ne plictisim, Dumnezeu coboară această distanță și o face una cu noi ca să ne arate că în toate e necuprins. Numai că își însușește această putere de aseitate dumnezeiască, de a sta deasupra spațiului, deasupra timpului și deasupra materiei. Nu se amestecă în ele, dar le conglomerează. Fără spațiu n-avem distanță, fără materie n-avem existență și fără timp nu avem cronologie și istorie. El comprimă acest timp și îl face timp dumnezeesc. De aceea unul din primarii scriitori, cred că de când o fi Iorga, spune așa: la români pașii lui Dumnezeu trosnesc prin istoria lor, prin mulțimea, spune Cantemira, schiturilor și mănăstirilor, prin mulțimea pusnicilor și prin mulțimea minunilor și sfinților. Azi cel mai mare sfânt este Ioan Botezătorul. El este protagonistul care poate vedea aceste minuni. Misticul, asceticul, sfântul, îngerul, feciorelnicul, desăvârșitul, cel mai mare om născut din femeie, ce a pus mâna în cap lui Hristos. Datorită lui Ioan Botezătorul, noi știm că Dumnezeu a intrat în apa Iordanului și a stat pe pământ și l-a arătat lumii. Mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Luați cu evlavie și cu credință această gheazmă, beți-o din tot sufletul, din toată convingerea și din toată trăirea și vă veți vindeca și de boli, și de supărări, și de întristări, și de scârbe, și timp de 8 zile folosiți-o cu toată dragostea, cu toată străduința, cu toată bucuria, și în felul acesta și împărăția lui Dumnezeu este și la voi acasă, în ogradă, în familie, cu soția, cu copiii, cu gospodăria, cu toate din prejurul casei voastre, pentru că așa voiește Dumnezeu. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul lui Israel. Amin și Doamne ajută!